Lucrările la clopotnița mănăstirii Hadâmbu au continuat în ultima perioadă și au avansat semnificativ. La finalul Sfintei Liturghii din Duminica Fiului Risipitor, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a amintit credincioșilor despre stadiul șantierului, dar și despre turnarea clopotelor. Am primit bucuria și vestea că pe 5 martie vor fi turnate 8 clopote deja, știți că în Germania, și apoi până în aprilie vor fi cele 13, ultimul cioc de 4.500 turnat înainte de hramul mănăstirii. De aceea încă au rămas 3 clopote de plătit, nu mai spun de cărămidă, că acum de mult s-a turnat 100 de metri cub de beton, vă închipiți dumneavoastră cât e acolo, și din mila Maicii Domnului, în 3 luni de zile am ajuns deja să începem ultimul nivel. Dar cu mâinile împreunate, vă rog în numele Maicii Domnului, dacă nu aveți cu ce ne ajuta, să vă rugați pentru noi și pentru cei care va trimite Dumnezeu să facă acest dar, e bine, sunt deja titori să le răspătească Hristos și Măicuța Domnului, cei care s-au învrednicit a fi titori. Mi-am străduit ca pe clopotul acela care i-a donat din titori să fie icoana care poartă numele și numele familiei. Va fi veșnic pomenit. Așa că încă aveți timp, dragii mei, puținul. Dumnezeu îl mulțește. În fiecare duminică, în fiecare sărbătoare, avem o mare nevoie de ajutorul dumneavoastră. Să ne bucurăm și să vă bucurați că peste un an, să spunem, veți intra sub o clopotniță mănăstirească, așa cum este rânduiala, să intrăm nu pe poartă, ci sub o boltă pictată, sub clopotnița mănăstirii Hadâmbu, unde de altfel majoritatea sunteți ctitorii locului. Fiindcă Hadâmbu știți cum arăta ca după război. Și iată, în 31 de ani sunt în date, de mila lui Dumnezeu, pe 25 martie, s-a împlinit 31 de ani de când am la prima Sfânta Liturghie în mănăstirea Hadâmbu, unde știți prea bine că era un loc pustiu. Și Dumnezeu, Măicuța scumpă, a lucrat atât de frumos. Persoanele care doresc să sprijine lucrările întreprinse la noua clopotniță pot face donații la Mănăstirea Hadâmbu sau în contul RO75RZBR 000006000279276 deschis la Raiffeisen Bank pe numele Mănăstirea Hadâmbu.